Bă, frate, o să spun ceva Zi. apropo de Tu ești mască. Carla Sinisu. Cum e? Recunosc! Bă, la primul concert pe care l-am avut cu Morandi, eu și Moga am fost mascați. Eu am fost vopsit în roșu pe față, dar un roșu cu glitter de ăsta cu care își dau femeile, lucea așa. Da. Și cu o pălărie în cap. Ziceai că am venit de la Cirque du Soleil, dar pe buget. Și Mog a avut o mască, cum s-a gândit să-și pună o mască de Veneția pe față. Și știi cum s-auzea? Deci asta e microfonul, da? S-auzea așa. Noi vorbeam în engleză, că am zis, lumea ne considera englezi, americani, italieni, nu eram români. Și a zis, bai, să o ardem în engleză la primele concerte, să vorbim, put your hands, da, s-auzea așa. Și a zis, bă, cred că ar trebui să-ți dai masca jos, că nu se aude nimic. Nu se înțelege absolut nimic din ce zici, dă-ți masca jos. Salutare și bine te-am găsit la un nou episod din Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute pe tine să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am adus în această seară este artist și producător muzical, din punctul meu de vedere unul dintre cei mai longevivi. Și ca să fac așa un rezumat, nu cred că are nicio piesă pe care a scos-o și care să nu prindă la public. Nu vreau să mă mai lungesc pentru că vreau să-l cunoașteți și voi, dar și eu pe Andrei Ștefan Ropcea. Știu că nu vă spune nimic numele ăsta, pentru că toată lumea îl știe de Randy. Salutare, bine ai venit! Bine te-am găsit! Încep prin a face o mică precizare, yeah. Să nu mințim oamenii, sunt foarte multe piese care n-au prins. Da? Da. Băi, eu am scris pe YouTube și mai de mult și acum, când scriu Randy acolo, îmi dă multe mie, rezultate. Frate, mi-a zice mereu, bă, lumea o să te perceapă cum te percep tu. Dacă te duci la emisiune și zici că ești cel mai de succes și că ai numai hituri, lumea o să te creadă. Dar eu nu pot să mint. Am înțeles. Băi, acum să știi că am văzut și cu te 2 milioane și 8 milioane, dar am văzut și cu 80, am văzut și cu 60. Da, dar nu toate prin. Nu poți să ai rata de succes 100%. Clar, e asta imposibil. Clar. Asta clar. Aș fi așa un fel de Iisus modern și nu... E prea mare responsabilitate. Da. Păi da. Și? Și așa, e bine imperfect așa. Toată viața mai miști, mai schimbi lucruri, mai strângi bujilele, mai cureți. Ia zi, cum se simte Randy în 2021? Care sunt longeviv, cum ai spus longeviv. Și tu. Băi, da, chiar... Bă, am de gând să trăiesc, apropo, adică o să o luăm la propriu, eu chiar am de gând să trăiesc mult. 100 de ani, eu zic, că trăiesc eu. Cel puțin. Am văzut că nu mănânci carne. Săptămâna asta am mâncat. Ai mâncat? Am mâncat o musaca, bă, nu pot să mă abțin, deci eu musaca, noi avem un catering. Pentru că am avut un loc de evenimente și încă l-avem, dar fiind problema asta, am zis să... Mamă, și mi-ai zis că mă bați dacă da, nu mai da. Microfonul. Degetul ăla nu o să-l mai ai după punct. Oameni buni, face MMA. Ce? Asta ar fi bine, să nu-mi dai la fiecare ceva. Și am făcut catering și am o musaca super bună. În fine, da, vreau să trăiesc mult. Am înțeles. Pentru că foarte medicina mișto. Merge cu un ritm așa de accelerat în față, încât cred că în timpul vieții noastre s-a născut sau să nască omul care o să trăiască câteva sute de ani. Yes, agree. Sper să fiu eu. De cât timp faci muzică? Depinde ce înțelegi prin faci muzică. Eu la pian, de pian m-am apucat la 6 ani. La 6 ani. Cum de-ai ales? Practic eu știi cum am căutat despre tine și am găsit că tatăl tău, sau taică tu, așa ca să zic, da? Tactu, dacă tactu, vrei să tactu, fim, da. Da. Tactu e profesor de matematică. Fizică. De fizică. Și maică ta de canto. Mama a fost de pian când eram eu mic, apoi fiind visul ei să cânte în operă, a aprofundat chestia asta, nu știu dacă a făcut conservatorul la profilul ăsta, mă rog, a cântat la opera de la Craiova și apoi da, a devenit profesor de cant. Nu te-ai gândit la fizică? Niciun moment. Nu? Nici un moment. Știu doar că densitatea egală masă supravolum sau nu. Ceva de genul ăsta, nu? Cine știe? Lasă, nu mai. Ok. Na, e de astăzi. Nu știam nimic și nu uit ceva din copilărie când... Încă făceam fizică, pentru că la liceu am făcut între ghilimele fizică, dar la, în general mai făceam. Și m-am dus și eu la tata să-l întreb, spune și mie cum e cu problema asta aici. Și mă simțeam atât de prost încât am început să râd de prostia mea, că nu înțelegeam nimic. Și am început să râd și omul m-a văzut și era cât pace să mă cârpească, înțelegi? Și pentru că nu înțelegeam nimic, eu în momentul ăla chiar mă întrebam, bă, cum pot oamenii care merg la orele lui să înțeleagă ce spune omul ăsta, pentru că explica într-un fel în care n-aveai cum să înțelegi. Bă, n-aveai cum.
Și ai lăsat fizica și ai combinat o elevă. Am lăsat-o pentru că nici măcar nu m-am apucat de ea, deci nu am ce să las. Acum regret că nu am învățat mai mult, da, pentru că mă pasionează tot ce ține de natură și e clar că tot ce ține de natură are legătură cu fizica și cu chimia și nu numai, dar mi-ar fi plăcut să știu mai multe. Nu avea loc, cu toate că am capul mare, nu intră așa de mult cum speram eu. Cum sperai tu. Da. Și deci cu muzica ești de la 6 ani. De la 6 ani m-am apucat de pian, niște vise să compun eu prin liceu, primii ani de liceu, dar nu prea știam cu ce se mănâncă. Te inspirai din viața ta de adolescent? N-am compus atât de mult când eram mic, am avut câteva piese, noi mergeam la un studio pe care îl închiriam cu ora, cu tot cu om, pentru că nu știam să umblăm la sculele, habar n-aveam. Și eu ziceam, am armoniile astea, am niște versuri, hai să orchestrăm. Dar nu ieșea mereu cum îmi imaginam, pentru că oamenii în Pitești nu erau atât de avansați și de profi, știi? Să facă niște piese, cum auzeam noi la radio, care veneau din afară, știi, în anii aia, 90-2000. Tu câți ani ai acum? 37. 37. Fac în curând 37. Doamne ajută. Doamne ajută. Și nu ieșeau cum trebuie, nu eram mulțumit niciodată, știi? Dar abia atunci când am ajuns în București și am început să lucrez în studio și să învăț toate softurile alea, am început să materializez cu adevărat ce aveam în cap. E evident că te inspiri din viața ta și nu numai. Pentru că tot ce vezi în exterior poate să fie o sursă de inspirație. Care a fost momentul în care ai zis, bă, gata, eu în viața asta muzică fac? Las orice, nu mă mai gândesc la altceva sau... Păi a decis altcineva pentru mine la 6 ani. Și făcând 12 ani muzică, mai poți să zici, nu mă mai în clasa 12 ani mă duc la Mate Info. Cum puteam să mai fac Mate Info? Că nu știam două boabe, știi? Deci era clar că în parcursul o să duc aici. Bine, puteam să devin profesor de muzică. Da. Și nu mai eram aici. Eram trist, deprimat, anxios la Pitești. Am înțeles. Însă nu mi-a plăcut perspectiva asta. Și întotdeauna fiind atras de muzică ușoară, cam în primul an, pe la final, am început să merg la Moga la studio. În anul 2 am luat-o în serios, adică dormeam pe parchet și ajungeam la conservator nedormit, varză, și conservator e facultate grea. Ai făcut conservatorul? Nu l-am terminat. Bă, important e că l-ai apucat. Da, da, am pășit cât, acolo. Cât ai făcut? 3 ani. Și cât mai erau? Mai aveam un an, dar eu fiind la un profil foarte pretențios, la care profesorii erau super exigenți. Ce profil? Pian. La pian. Trebuia să studiez câteva ore pe zi, zilnic, da? Dacă nu studiam 2 zile, eu rămâneam în urmă. Și când au început concertele cu Morandi, cine mai studia? Cine mai studia, da, până și tata a zis, bă, dacă merge treaba... Asta zic. Cum să mă las de concerte să fac... Ok, terminam conservatorul și apoi ce? Aveam o diplomă. Nu-mi place chestia asta. Fă o facultate să ai o diplomă. Ai stat la cămin? Da, am stat un an. Un an. Am stat într-o cameră, nu știu cum să zic, cam jumate cât asta. Adică undeva la... Mică, mă. Deci 20 de metri. Era o cameră pentru un om care stătea în patru, în două patru suprapuse. Da, știu ce zici. Dacă ne dădeam toți jos din patru, nu mai aveam loc să ne mișcăm. Eu nu știu unde îmi puneam bagajele, că era doar un dulap pentru 4 inși. Probabil că n-aveam... Toaletă pe hol. N-aveam multe. Toaletă pe hol. Știu ce zici. În weekend, toaletă pe hol, jale. Și era o... Aia n-am înțeles-o. Era ca o bucătărie în care intrai jumătate, adică jumătate din corpul tău avea loc în ea. Da. N-aveai decât o chiuvetă și o măsuță mică, adică n-aveai aer gaz sau ce. Nu i-am înțeles sensul niciodată. Și cât ai stat la cămin? Am stat un an, slavă Domnului, pentru că, bă, era nasol. Știu ce zici. Nu erau căminele din regie. Să te distrezi, să fie nebunii, grătare pe hol, să fie rustic, știi? Nu, la noi era pe studiu. Toată lumea era concentrată acolo, nimeni nu petrecea, nimeni nu chiulea, nimeni nu făcea nimic. S-auzeau numai piane, numai... În cămin nu, pentru de fapt, că... toate, că doar da. Aveați loc, abia aveați loc voi, da, păi... Stai să mai pun un pian. Era mișto în cămin, când făceai duș și intra cineva peste tine și zicea, nu știu cât de liber pot să vorbesc, vreau să-mi fac nevoia numărul 2, ca să nu zic altfel. Și tu erai cu dușul în mână, chiar mi s-a întâmplat. A zis, nu mai puteam să mă țin. Și am ieșit, m-am șters și l-am lăsat pe om să-și facă nevoie. Da. Deci ai trecut și tu prin greu. Păi... Sau nu l-ai simțit? Nu știu dacă prin greu. Ca era normalitate. Eu am așa o teorie. Greu mai greu, credem.
Există, știu că există. Da. Eu consider că în momentul în care ești acolo, nu prea îl simți neapărat, că e o normalitate, așa, te adaptezi. Da, și vii cu entuziasm într-un oraș mai mic, la București, cu vise, cu chestii auzite. Mamă, cum se petrece în București, ce nebunie, ce... Și în primul an eram, mamă, atât de deprimat, am ieșit după 5 luni prima oară, într-o seară, la Twice, nu știu dacă ați prins. Și eram super fericit așa, dar după aia mi-am dat seama că puteam să trăiesc mai mult, știi? Că nu e doar despre studiu viața și despre învățat. Deci erai în anul 2 de facultate, l-ai întâlnit pe Marius. Și a început treaba. Și cum s-a petrecut întâlnirea asta? Băi, m-am întâlnit cu el în apartamentul pe care l-avea în chirie cu Smiley. Eu fiind prieten din Pitești cu Smiley, ei aveau două boxe și un calculator în casă pentru orice eventualitate. Dacă te trezești la ora 4 sau la 6 și ai idee, să poți să-ți faci. Am înțeles. Și eu lucram cu Smiley acolo. Ne-am apucat și vine Gagiu într-o zi, mai devreme acasă. Tu cine ești? M-am prezentat, nu știu ce. Și la câteva luni el a plecat de la HiQ, de la studio, și a făcut un studio pe care l-are și acum, în Morilor, în timpul noi. Și mi-a făcut propunerea să vin să lucrez cu ei, neștiind exact despre ce e vorba cu mine. Știa doar că fac muzică la conservator și probabil că l-am cântat asta. Vezi, a fost și o parte bună. Păi bine, nu avem nevoie de încă 3 ani de conservator ca să știu să fac treaba asta în studio. Da. Pentru că acolo faci alte nebunii care nu sunt aplicabile chiar așa în muzica ușoară. Și am început să lucrez cu el, dar în anul 2 și cam pe la final... Am lansat Morandi, cred, cam pe la finalul anului 2. Deci ai galopat destul de rapid. Băi, da, față de alții care se chinuie ani de zile, la mine n-a fost atât de greu. Numai că la început nu-mi plăcea vocea mea deloc. Băi, când trăgeam la microfon, trăiam cu o dramă, că eu mă gândeam, îmi doream atât de mult să fiu cântăreț și în același timp nu înțelegeam cum o să poată oamenii să mă suporte. Pentru că dacă mie nu-mi place vocea, mă gândesc cum o să-i placă altuia vocea mea, știi? Da. Și cu timpul te obișnuiești. E o chestie psihică, nefiind obișnuit obiectiv să-ți auzi vocea, când ți-auzi pentru prima oară e foarte ciudat. Asta și la actor, să știi, mie mi s-a întâmplat. Eu cred că după ce m-am apucat de vlogging și de ce fac, cred că undeva la un an jumate, doi, nu reușeam să dau play și să stau să mă ascult. Mi se părea cringe. Imaginează-ți că totuși, într-adevăr, la tine vinzi cu vocea, știi? Da. Cumva, dar contează mai mult ce zici. Da, clar. La noi contează în primul rând să sune bine vocea. Dacă nu sună, atunci omul a plecat. S-a dus la Smiley. Și cum ai... Sau la altceva. Și cum ai trecut peste... Băi, m-am obișnuit cu mine, în primul rând, și cu vocea mea, pe care nu auzisem până atunci. Și mai veneau oameni să-mi spună, mamă, ai un timbru interesant, mișto. Și eram, pe bune, chiar îți place? Adică mie nu-mi place, dar dacă ție îți place, ok. Și cam așa, cu ajutorul oamenilor, cu ajutorul de interior. Ziceai de dormit pe parchet? Am dormit pe parchet, da. Unde ai dormit pe parchet? La Mogan Studio, un studio mare, care încă e mare. Da, dormeam acolo, că lucram, îți dai seama, nu mai plecam la cămin. Și sincer să fiu, chiar era mai bine decât dormeam acum. Mai bine pe parchet, îți spun sincer. Nu mă mai deranja nimeni, dar era greu, pentru că la conservator, știi cum e, trebuie să te duci înainte să se deschidă conservatorul ca să poți să prinzi sală de studiu. Deci tu vrei să muncești, ești focusat, ești plin de energie, dar e foarte posibil ca dacă ai ajuns la 8 jumate să n-ai unde să studiezi. Deci eu ajungeam la 6 jumate aproape în fiecare zi, în frig, cald, ce era, tuna, nu contează, și stăteam să deschidă, cine naiba deschidea conservatorul, cu alți. Deci așteptați de la coadă, gen, așteptați să deschidă. Să se deschidă conservatorul cu alți oropsiți de soartă ca să... putem să ne facem treaba. Să și mă duceam, îți dai seama, după, mă trezeam la 6, la 6 jumate eram acolo, mă trezeam, ei m-au spus că dormeam o oră, două. Ce mai studiam, nu știu. Nu-mi pot imagina ce se întâmpla acolo, că n-aveai cum să te concentrezi. Cât de lungă a fost perioada asta? Eu vreo 2 ani, până când au început concertele și m-am relaxat. Deci ai dormit ceva pe parchet? Bă, n-am dormit în fiecare seară, nu vreau. Acum să... Acum înțeleg și eu te că... Te sune Moga, zic că vezi că minte nenorocită. Că n-ai dormit 2 ani în fiecare zi. Nu, dar zilele alea erau intense, pentru că ajungeam la ore și la conservator și eram hipnotizat, nu știam ce se întâmplă acolo. A meritat efortul? Păi dacă sunt acum aici,
Păi nu știu, poți să zici, bă, a fost printre foarte bătăuși, greu. Sau printre am băieții cu MMA. Băi, normal că merită efort atunci când faci ceea ce îți place și în fiecare zi de-abia aștept să ajungi în locul ăla ca să creezi. Da, normal, nu știu ce aș putea să fac altceva. Asta zic. La care căpșuni. A fost... Care a fost primul moment în care ai zis că îți bagi picioarele și te lași? Nici nu spune că n-ai, niciodată tu ai zis că nu te lași. Băi, sunt un om practic și visător și ambigu uneori, dar sunt un om practic. Și în momentul în care realizezi că doar asta știi să faci, bă, nu-ți bagi picioarele. Că aha, mor de foame, știi? A, deci practic scoțându-ți din cap că nu există un plan B, ai zis, bă, eu n-am voie să nu mai vreau asta, că... Nu, n-a fost cazul. Mi-a plăcut zi de zi ceea ce... Normal că mai este neînțelege, normal că mai este dezamăgire, normal că ăia de la radio nu te mai bagă în seamă o perioadă. Dar tot faci cu plăcere muzica aia, știi? Și mai ales că eu nu sunt numai un interpret. Eu mai și creez. Și dacă nu merge mie, dau piese altora. Nu e nicio problemă. Da, da. Fac alte proiecte, mă reinventez în alt fel. În alt fel. Nu aștept de la nimeni să-mi dea ceva, știi? Da, e un pic mai ușor. Un plan B ar fi fost să fac publicitate, că îmi place foarte mult, tot în creație, în idei. Dacă te răzgândești, te așteptăm aici. Dar n-a fost cazul. Știi, îmi doream... Vreodată... Începusem să scriu acum vreo 12 ani, să scriu idei de reclame, știi? Dar după aia mi-am dat seama că dacă nu mă angajez la o firmă, n-am nicio șansă să colaborez. Și nu m-am angajat, după cum vezi. După cum sunt puteți. De capul meu. Foarte frumos. Zi-mi un moment greu din viața ta și cum ai trecut peste el. Spun sincer, azi de dimineață, când am făcut ochi și am văzut că e încă noapte, bă, e un moment greu să te trezești la 5:30-6 dimineața, să n-ai cu cine vorbi, efectiv. Niciun grup de WhatsApp, nimic, stai așa și te gândești, bă, ce fac acum, nu glumesc? Bă, nu cred că am avut cumpene, ca să zic așa, sau momente grele. Din punctul ăsta de vedere am fost binecuvântat și tot mă gândesc că în alte vieți chiar am făcut ceva bine. Că n-am avut așa mari greutăți în viața asta. Deci crezi în ideea de alte vieți? Păi citi niște mărturii de la niște budiști, am început să cred că există ceva acolo. Și crezi că ai venit cu o karmă bună așa? Ai făcut ceva bine? Ziceți-mă voi, uite, ziceți voi! Păi cum e karma asta? Nu pare că ai dat în cap cuiva, sincer, chiar... Chiar pare că ești un om bun, nu... Băi, dacă dădeam în cap, era nasol în viața asta. Băi, cred mai mult într-un fel de subconștient colectiv, știi? Și cred că totul se adună în noi din trecut fără să ne dăm seama. Ideea să deal with it, știi? Să faci din... Nu pot să mă exprim liber. La ce se difuzează asta? Bici, după 12? Din căcat bici. Din căcat bici, am să zic. Da, zi. Nu e matinal. Nu e. Seara. Oamenii seara devin de-aia vulgari, încep să înjure. Dau drumul la imaginație. Da, nu am... Nu mai știu despre ce vorbeam. Nu știu, că și eu m-am luat cu din căcat bici și am uitat ce da, spuneai tu, dar despre ziceam... subconștientul la colectiv, ziceam. Chiar cred în el și cred că ne afectează tot ce e în jurul nostru și tot ce a fost înainte de noi. Ok. Că moștenim genetic un fel de informație care cumva poate să ne facă niște elichele sau niște oameni cum suntem noi, extraordinar, minunat, senzațional. Doamne ajută! Deci, referam la voi, eu nu mă consider așa. Am înțeles. Deci, susții ideea liberului arbitru sau crezi într-o chestie predestinată și așa mai departe? Băi, mi se pare un pic amuzant să crezi că toată viața ta e scrisă undeva pe un nor roz unde se lășluiește creatorul. Acestui smart design și el scrie tot. Tu n-ai... Normal că există liber arbitru. Acum ajungem iar la chestia genetică. Există liber arbitru, dar dacă tu ai moștenit de la maică ta un cancer, a fost și soartă, un fel de soartă, știi? Adică într-o oare care măsură poți decide singur, dar și genetica mea, de exemplu, m-a îndreptat către muzică. Corect, da. Eu nu puteam să fiu plugar, să zicem. Nu puteam să lucrez în construcții. Da. Că n-am avut nicio moștenire în sensul ăla. Când ai descoperit tu zona asta spiritual, așa, că ce-mi povestești tu acum sunt niște chestii gen mai, un pic mai sus, așa, decât basic.
Nu mai știu exact momentul, dar a venit ca o nevoie așa de mai mult. Cred că orice artist sau orice om mai profund simte la un moment dat că vrea să afle mai multe lucruri despre el, despre lume, să înțeleagă lumea. Poate au fost și niște anxietăți la un moment dat din care am vrut să ies și să înțeleg, bă, dar ce se întâmplă în interiorul meu? Nu înțeleg oamenii care trăiesc așa, fără să știe cum să-și controleze emoțiile, cum să le interpreteze. Chiar mă gândeam acum în mașină că am întâlnit foarte mulți oameni inteligenți care apăreau foarte proști pentru că inteligența emoțională era precară. Uh-huh. Și despre asta e vorba, să înveți să-ți controlezi trăirile ca să poți să le scoți la suprafață într-o formă frumoasă, nu să pare un cucu. Și la tine când s-a dat startul? Vreau să știu gen ani. Marți, la ora 3:30 în 1900. Mamă, îți dai seama, mă exprim cu 1900. N-ai cum. 1900... Că nu existau. De unde ai descoperit toate? Nu. Hai să aproximez un 2007-2008. 2007-2006. Deci ai 2006. Acum nu te gândi că am citit 700 de biblioteci pline cu cărți de dezvoltare personală. Nu mă gândesc, personală. Dar atunci deja ai început să spui problema de bă, da. S-ar putea să existe mai mult decât cred că îmi imaginez. De cărți poți să descoperi și tu niște lucruri dacă ești atent și prezent și înțelegi niște chestii. Care e lucru care te ajută cel mai mult în direcția asta? Aspectul fizic, nu. În direcția spirituală? Da. Păi, cred că trebuie să ai o fire profundă și să lași un pic mândria la o parte. Ok. Că altfel, nu știu, consider că mândria e cel mai urât lucru pe care îl avem în noi și refuz să cred că există cineva acolo sus de o perfecțiune irefutabilă care ne-a lăsat atât de imperfecți și de nebuni pe pământ. Uh-huh. Adică dacă aș fi un om perfect, aș face tot un copil perfect, că îl vreau așa, știi? În fine. Și cred că totuși imperfecțiunea asta ne ajută să vrem mai mult. Că de uh-huh. fapt despre asta e vorba. Dacă l-am lăsat pe pământ de să nasc perfect, ce mai făceam? Nu mai era ce, fun. Ce mai făceam? Nu mai era știi? Amuzant. Nu că nu mai era amuzant, dar nu mai aveam un scop. Uh-huh. Ce scop? Noi avem un scop acum, să fim mai mult decât suntem. În momentul în care ești perfect, unde mai poți să te duci? Nu, te mai duci. Nu, te mai rămâi. Că tot vorbim de scop. Hai să ne imaginăm că un cadru macabru în care tu ești în sicriu. Mișto. Asta am găsit într-o carte. M-au crescut doi dinți. E un exercițiu dintr-o carte asta. Așa. Să te imaginezi mort, gen în sicriu, și să-ți imaginezi oamenii pe lângă, da, pe lângă sicriu. Toți ce? Having fun acolo. Ce? Este, mă, s-a dus ăsta. Ce crezi că ar vorbi oamenii respectivi? Sau de fapt... Dacă mai au loc de lacrimi și bocete... Nu, că au loc. Ce ți-ar plăcea să spună, de fapt? Ce mi-ar plăcea să spună? Da, ce ți-ar plăcea să spună? Băi, deci nu pot să-mi imaginez așa ceva. A fost un om bun, nu știu. Hai mă, lasă, treci peste a fost un om bun zi. Nu știu ce să zic acum, că oamenii sunt triști în general când se întâmplă. Păi ce, poate la tine o să fie fericit, cum ai zis tu. Dai seama, o să fie fiul lui Salam acolo la... Bă, nu știu dacă mi-ar plăcea să zică ceva, mi-ar plăcea doar să fie fericit, să realizeze că sunt... Că te mai întorci odată. Sunt liber. Și că... Nu e vorba despre corp, e vorba de ce e în el și să-și vadă de ale lor, să fie fericiți. Îmi imaginez niște discuții din aia super filozofice, știi, la mormântul tău. Da. Băi, sper să fie de asta. Că sunt convins că suntem doar niște, nu știu, nu, să nu zic recipiente, ca să nu sune prea plastic. Dar nu e. Să nu zic recipiente, să nu sune prea plastic. Nu suntem doar atât, știi? Și oamenii trebuie să realizeze că atunci când corpul se duce, mai rămâne ceva dincolo de corp. Trebuie, cred, să rămân. Trebuie, că altfel e grav, intrăm în panică. Da, intrăm. Nu, bine. Eu nu vreau să mor după 300 de ani, vreau să trăiesc mai mult. Da. În 2011 te-ai gândit să te lansezi solo. Ai zis că, bă, ia gata. Am ia viața în piept. Ia gata. Nu mai depinde nimeni de Dumnezeu, de Moise, acum nu, de Moga. De... Acum nu vă întreb dacă ce a fost, că v-ați certat, că deja intru în... Întreabă. Hai că te întreb. De ce te-ai gândit în 2011 să solo?
Băi, pentru că erau din ce în ce mai puține concerte în afara țării. Noi cântând, nu, Nu doar la pune, matins, n-am voie nici să... nu. Erau din ce în ce mai puține concerte în afara țării, noi din 2008, eu mai mult, din 2008 până în 2012 chiar am avut sute de concerte prin Europa. Noi nemai lucrând așa de mult împreună, pentru că a fost un moment în care eu vedeam muzica altfel pentru Morandi, el așa, nu am mai lucrat așa de mult. Iar eu am zis, ok, hai că-mi fac și eu un studio să încep să lucrez singur, singur. Și în momentul ăla a apărut fratele meu în schemă, nu s-a născut, în schemă cu muzica. El plecând de la bancă a zis, hai să facem ceva al nostru, să facem o casă de producție, să facem piese și pentru România. Nu-mi doream la început să fac eu muzică în română. Dar am făcut niște piese pe care am tras eu ghid. Și cumva a venit așa firesc, lumea mă întreba, bun, și asta e singurul tău, da, în română, lansez, nu știu ce, și eu am fost luat așa de un val așa de încredere de la prieteni, de la oameni care auzeau și eu îmi ziceau, bă, sună bine și în română vocea ta, hai să lansăm ceva. Adică n-a fost o, nu mi-am propus în momentul în care am plecat de la Mogă, de la studio, gata, acum o să-mi lansez un album în română și sparg. Nu. Am vrut doar să fac muzică. As we go, așa. Acum sunteți în relații bune, mă gândesc. Da. Nu v-ați Ne bătut, iubim, ne luăm în brațe, ne v-ați pupăm. bătut? V-ați bătut până acum? Bă, nu ne-am bătut pentru că nu aveam ce să bată, spun sincer. Ah. Adică în momentul în care te bați, trebuie să ai și un băiat cu care să te bați. Vorba vine, n-a bătut des. Da, dar nu suntem genul ăla, nici eu, nici el. N-am putea să ne... Ce rezolvi prin asta? Clar Îți nimic. faci numai tu rău. Deci sunteți în continuare în relații Da. perfecte, cum s-ar spune. Perfecte, nicio relație nu e perfectă, nici cu fratele meu n-am o relație Acum, perfectă, dar nici nu-mi doresc. el cântă? Fratele meu nu cântă. E doar manager. 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 Bun. Știi cum e, Nu era artista loc, că... nu era loc pentru doi ropcean Asta în zic. lumea asta, Da. pe scenă, nu. E... Pf. O luam rasa. Am înțeles. Melodiile tale sunt destul de deep. Da. Mă Nu doresc. interesează de Când te unde, apuci de muzică. de unde, da, de muzică când te-am pus. Da. Știi ce sunt curios? Dacă te inspiri din viață sau dacă stai tu așa și te uiți pe geam și Nu, mă uit pe Instagram de acolo. pe Iau Instagram. toate. Bă, orice te poate inspira. Dacă ți-am zis, dacă ești prezent și ai ochi să vezi lucrurile alea și au și un impact în tine, evident, că altfel trec așa. Și majoritatea pieselor nu le-am făcut din situații din viața mea. Unele sunt și imaginare, altele sunt observate. Cred că un artist sau un creator trebuie să fie un bun observator înainte, ca după aceea să amestece toată informația în capul lui și să iasă ceva, Mișto asta. ceva. Mișto. Să Asta reții? e și părerea mea, gen că inspirația cumva vine din cât de multe chestii reușești să vezi și Da, da, să da. iei câte o bucățică și să le pui să faci altceva. Mhm. Ai avut melodii cu multe milioane de Femei. vizualizări și femei, da? Și multe femei care s-au uitat la tine de altfel și se uită în continuare. Sper. Da, ești un atingător de suflete. Emoționale. Mulțumesc. Serios, chiar am această părere. Ai avut multe vizualizări, cum se simte când o piesă rupe? Bă, la mine e mai mult liniște, spun sincer. Nu mai e de orgoliu, nu, eu nu m-am lansat în muzică ca să mă aduleze lumea, să mă strige pe stradă, să rupă hainele de pe mine. Eu n-am avut chestia asta. Eu după ce mă dau jos de pe scenă, sau cel puțin așa îmi doream, să fiu nimeni. Da. Eu vreau pe scenă să să-mi fac treaba, după aia nu mă mai băgați în seamă Puteai că... să fii Carlos Dreams, dar nu te-a dus capul să spui și tu, că puteai să fii Băgameș. nimeni. Of, doamne, da, Vezi? puteam. Că spuneau o mască pe față, de ce ai jos, dădeai mască, baftă, nu mai era nimeni. Bă, frate, o să spun ceva Zi. apropo de Tu ești mască. Carlos Dreams. Cum e? Recunosc? Bă, la primul concert pe care l-am avut cu Morandi, eu și Mog am fost mascați. Eu am fost vopsit în roșu pe față, dar un roșu cu glitter de ăsta cu care își dau femeile, lucea așa Da. și cu o pălărie în cap. Ziceai că am venit de la Cirque du Soleil, dar pe buget. Și Mog a avut o mască, cum s-a gândit să-și pună o mască de Veneția pe față. Și știi cum s-auzea? Deci ăsta e microfonul, da? S-auzea așa. Noi vorbeam în engleză, că am zis, lumea ne considera englezi, americani, italieni, nu eram români.
Și a zis, bai, soarte mă în engleză, la primele concerte, să vreau îi put your hands up, să o zic așa. Și mă mută, i-a zis, bă, cred că trebuie să-ți dai masca jos, că nu s-aude nimic. Nu se înțelege absolut nimic din ce zici, dă-ți masca jos. Nu pot să zic ce auzeam din stânga mea. Concertul a fost la Brașov într-un club care probabil nu mai există. Da. Noi cântam undeva la etaj, în dreapta și în stânga mea erau mese, dar făcuseră ei un culoar acolo, nu știu ce. Jos era plin de lume și dansatoarele noastre dansau printre oameni. Deci era un haos total. Nu înțelegeai nimic din show-ul ăla. O să spun după aia ce auzeam din stânga mea. Deci era ceva... Și eu eram, îți dai seama, aia credeau că sunt american, nu știu ce, și mă jurau în română și eram cu microfonul la gură și vreau puteam să cânt, efectiv. Primul concert. Primul concert. Și la un moment dat mă uit în dreapta mea și îl văd pe Muga că pleacă după scenă. Deci Muga a ieșit de pe scenă și m-a lăsat pe mine. El care mai era un pic dus prin niște concerte cu Simplu, cu nu știu ce. Și eu am rămas singur acolo ca un BDD-ul, efectiv. Cu și glitter pe față. Ce crezi că am făcut? Am ieșit și eu de pe scenă. M-am dus în birou șefului și Muga stătea pe un scaun că, domne, nu-mi place cum reacționează lumea. Și am zis, bă, vin înapoi pe geră că eu nu știu ce să fac. Efectiv, nu știu ce să fac, nu am experiență. Și după concertul ăla, imediat aveam la Brăila și pe drum îmi zice, bă, cred că ar trebui să renunțăm, să nu mai mergem noi, pentru că uite, nu știm ce facem. Eu eram disperat, îți dai seama, prinsese un proiect în care eram eu, nu voiam să renunț. Da. Și al doilea concert a fost beton. Nu știu cum. Tare. Da. Și ne-a dat speranță. Deci faptul că a fost un fail așa, pe tine nu te-a descurajat deloc? Tu ai fost la modul, bă, eu doar asta fac. Păi da, mă, dar a fost un fail. Dar adică de unde ai învățat tu să gândești așa? De unde ai învățat să gândești așa? Așa te-ai născut ca să fim geloși sau nu? Bă, sincer să fiu, nu eram așa la început. Da, primii 3-4 ani din viața mea, nu. Eram ușor negativist așa, adică puneam rău mereu în față, puneam nu în față, știi? Și la un moment dat mi-a zis, bă, ce fac aici, știi? Adică vreau sau nu vreau, că dacă vreau e clar că n-ai cum să pui nu în față. Clar. Trebuie să pui mereu, să cauți rezolvarea, să vezi opțiunile care să te ducă spre succes. A venit din interiorul tău treaba asta sau ai citit ceva? Am și citit și mi-au zis și mulți oameni, sincer să fiu. Ți-au zis, bă, nu mai... Ești că ești cam căpos, că ești cam gică contra, că ești așa, ok, am înțeles, prima oară te enervezi. Clar. Când zice un om ceva despre tine, un lucru pe care nu l-ai conștientizat încă, zici, bă, da-te drag. Și tu cum ești? Că și tu ești așa, de fiecare dată aud aceeași poveste. Bă, încerci să ajuți un om să-i spui ceva. Și el zice, a, dar și tu ești așa. Stai un pic, că nu e vorba despre mine aici. E vorba despre tine, suntem prieteni, spun un lucru despre tine pe care îl observ, hai să-l schimbăm împreună. Și așa, cam așa l-am schimbat și eu, cu ajutorul prietenilor, cu ajutorul cărților. Dar prima dată că poți. Cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles. Dar prima dată că poți. Prima, da, primii ani eram... Cine cam... a reușit să spargă? Cred că fratele meu. Deci a venit de la cineva apropiat. Da. Toți prietenii mei sunt apropiați, dar pe fratele meu tind să-l cred pentru că e și smart, e și mai matur și nici nu mi-ar zice ceva doar ca să-mi dea la genunchi, știi? Da. Deci o persoană în care practic aveai încredere că nu ți-ar zice ceva rău. Da, da, am crezut. Și mentalitatea asta când ți-ai găsit totul? Bă, eram pe o plajă la un moment dat în Vama Veche, bă, nu mai știu, cred că... Adică a fost un impas ceva de te-a dus în direcția asta? Sau pur și simplu ai zis, bă, ia stai așa un pic... Nu, cred că e un switch care se face cu timp. Uh-huh. Nu poți să te schimbi nimic, nici cel mai infim lucru la tine, nu poți să-l schimbi. Gata, de acum sunt așa. Da. Ești pe naiba, n-ai cum, că nu-ți dai seama în orice situație cum ești exact. Uh-huh. Și trebuie să te educi. Să dai cu un bici moral, de câte ori vezi un lucru greșit la tine, îți dai o dată pe spate, jap, să mai dai o dată până când te educi. Ce s-a auzit de la aia din dreapta? Că ai zis că tu auzeai de la concert. Chiar vrei să zic? Da, frate. Punem noi bip, dacă... Ce, îmi zice așa, ce frumos ești, Moran, de fut-te în gură. Eram, nu mai arătam a om, eram vopsit pe față în roșu și sclipea, deci era un auriu sclipicios. El a zis că, domne, să nu... El avea problemă cu el, că pe el ar fi recunoscut lumea. Eu eram nimeni, puteam să merg așa, dar a zis, am eu o idee pentru tine. Avea numai idei de-astea excentrice, știi? Și m-a văzut pe mine, nu putea să vopsească el. Da, al doilea concert nu m-a mai vopsit. Și când a venit Carlos Dreams, ți-a zis, da, ți-am zis, uite, că a mers, dar n-ai vrut să rămâi vopsit. Copiat. N-ai vrut să rămâi vopsit, da, că puteam să fim noi. Da, el era vopsit într-un fel, eu eram...
Era ceva, nu știu cum să se explic. Dar ai o poză să ne trimiți și noi să o punem? Bă, nu. N-ai? Bă, aș vrea din tot sufletul să am, dar... Deci dacă are cineva o poză, dacă ați fost la concertul lui de acolo... Te rog eu mult. Când erau vopsiți pe față și cu tocul meu acolo gură. Dacă își mai amintește băiatul care a avut masă în dreapta mea, eu eram în stânga lui. Te pup, frate, chiar eram român și am înțeles tot ce ai spus. Am înțeles. Da. Și al doilea concert a rupt. Bă, da. A rupt, lumea era fericită și noi ne-am simțit mai bine. N-am mai fost, cred că de la vopseaua aia a fost tot. Am înțeles. Practic nu erați voi. Nu eram noi, da. Încercați să nu fiți voi și uite na ce se întâmplă când... Bine, a durat mulți ani până să fiu eu pe scenă. Adică eu am purtat ochelari de soare, că eram mai timid, nu puteam să privesc lumea în ochi și pe scenă chiar trebuie să domini lumea cumva. Să fii drept, știi? Să transmiți o energie. Altfel, dacă ești ezitant, lumea te simte și se întoarce... Știi? La colegul. Da. Ia să vedem, măi, Carlos Dreams ăla cum... Tot așa. Și a durat mult timp, adică după ce mi-am dat ochelari jos, am început să fiu eu. După cât timp de când ți-ai dat ochelari jos? Ani. Câți? 3, 4, 5. Mamă, ai cântat ceva cu ochelari. Da, da. Nu puteam să mă obișnuiesc să mă uit la oameni, să... că nu toți oamenii sunt, iei, ce mișto că e pe scenă, mai sunt și de-aia. Haide, mă, ce cânti, măi, ce... Și nu îmi poți la aia să te uiți, că strică starea, oricât de poker face ai fi, tot scade un pic față. Deci tu erai un... Ai avut un oarecare handicap așa când se te-ai vede, apucat. Nu? Când te-ai apucat. Și acum l-am, nu? Adică da. Ai avut ceva determinare să timid. Stai să stai 4 ani și 3-4 ani să eram stai... foarte timid, deci nu... Era greu să vorbesc cu lumea, să găsesc replici, să... mai ales că atunci între piese trebuie să le zici și oamenilor, nu da. Poți să fii... Știi? Și tu totuși te-ai dus acolo. Păi m-am dus când doream foarte mult și mă gândeam că o să mă și ajute să trec peste minusurile pe care îți le-am. Ți era frică când înainte să te urci pe scenă? Emoții din alea de... Aveam niște emoții, dar azi trec în 2-3 minute, deja nu te mai gândești la emoții, intri într-un vibe, într-o energie. Sincer, am și uitat cum eram primii ani. Aveam emoții, dar acum au trecut, nu mai știu. Acum vorbești fără ochelari, fără dezbracă. Mă, dezbracă, arunc cu bani. Am înțeles. Nici acum nu pot să zic că sunt Horia Brenciu pe scenă. Uh-huh. Da? Că n-am avut parcursul lui. El a fost... s-a curățat de probabil de timiditate și toate lucrurile astea pentru că a început de vreme în televiziune și asta te ajută mult. Da. Eu am fost un introvertit, mereu cu capul în note acolo la pian și bă, nu da, prea poate, am ieșit în lume. Poate dacă nu aveai latura asta, eu zic că nici nu reușeai să compui deep. Adică eu cred că există și o medalie și un revers, clar. Dacă ești introvertit, probabil că da, poți să compui în alt fel, dar nu toți timizii sunt profunzi. Nu clar, că clar. E o regulă, știi? Clar. Atunci când ești în lumea ta, probabil că ești mai profund, nu știu. Dar e mișto că totuși te-ai dus acolo, știi, over and over again. Bă, eu vreau să fac asta, eu vreau să fac asta. N-a fost respins, adică să nu înțeleagă lumea că eu mă duceam pe scenă aia, mă huiduiau și păi am nu, făcut de 100 de ore. Tu aveai o problemă tu cu tine cumva, păi, nu reușeai da, să treci. Da, dar totuși îmi plăceau momentele, adică trăiam pentru ele, era o energie pe care o doream și îmi făcea bine. Numai că nu puteam să-mi dau ochelari jos, să zic, uite bă, ăsta sunt. Da. Ia uitați-vă, știi? Zi-mi un fail pe scenă. Ai căzut. Un fail? Ca și cum, unul mă întreabă, fără un fail. Întreabă-mă 10, mă, nu mă întreabă. Bă, aș vomitat, sincer să fiu. Ai vomitat? Dar failurile mele sunt atât de subtile, pentru că eu sunt un bărbat subtil, doamnă, și domnilor, nu le observ. Păi și cum ai vomitat unde nu te-ai observat? Îți dai seama în că tricou? N-a fost ca la club de stăteai 5 minute și o să imediat... Nu așa, nu în sensul ăla. Am băut și-o două bare înainte de un concert în Rusia și am țopăit enorm. Și la un moment dat am simțit că vine, m-am întors cu spatele, a venit foarte puțin, dar mi-a ars corzile vocale în așa măsură încât eu n-am mai putut să cânt, deci încolo eram la ultima piesă, ca să vezi coincidență. Nu mai puteam să vorbesc, adică încercam să vorbesc și tușeam, știi? Nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost la prima piesă. Și cum te-ai dres? Păi am ieșit de pe scenă, dacă era ultima piesă. A, ieșit de... Pa. A, și baftă. Da. S-a scăzut din contract, minus o piesă. Nu, nu s-a scăzut. Deci ai luat o piesă în plus și nu ți-ai făcut treaba pentru piesa aia. Da, 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 era bis. Deci, ok, era locul, am înțeles. Și nu știu, ceva la noi,
falsuri, pantaloni rupți, am căzut pe scenă, mi-am spart și un dinte pe scenă, pentru că erau atunci când am cu dansatoare și unele dintre ele erau peste tot, nu cum, era show-ul lor, nu era al meu, da. Știi? Hai că uite un băiat pe scenă, are și el microfon, ia să dăm în el, știi? Și mi-au dat peste mână microfonul în dinți, același dinte pe care mi l-am spart când eram mic, de mai multe ori, efectiv. E un dinte care nu vrea să fie întreg și am zis, nu-l mai fac, tată. Îl las așa, spart, că e mișto. Am înțeles. S-au întâmplat multe. Multe, multe. Dar te văd așa cum zic, bă, s-au întâmplat. Da, dar uite că vezi, am zâmbet pe buze, nu s-au întâmplat multe. Da, păi n-ai de ce, nu e ca și cum, știi cum e, te-ai lăsat de muzică de 5 ani și... Da. În continuare. Și dacă m-aș fi lăsat, tot mi-aminteam de ele cu plăcere, că n-am fost eu trist că mi-am spart un dinte pe cine, a fost amuzant. Mm-hmm. Am scuipat, știi, când îți spargi un dinte, nu știu dacă știți, nu, când îți spargi un dinte, se sparge în bucăți foarte mici. Și l-ai de 3 ori așa, hai tata, hai dapoi. Asta zic. Deci când ai multe vizualizări, nu ai nicio stare, ești din comun, sunt liniștit și mulțumit că nu e numai munca mea, e o muncă în echipă și eu vreau și oamenii să fie liniștiți și mulțumiți că n-au muncit degeaba. Te întreb și reversul medalii, când... Bă, nu prea mă afectează. Când nu se întâmplă lucrurile cum... Nu prea mă mai afectează pentru că nu e prima oară, n-ar fi prima oară. Nu zic că m-am obișnuit cu eșecul, dar mi-e foarte bine și cu și fără. Uh-huh. Și cu succes și fără sunt ok. Uh-huh. Pentru că nu e un capăt de drum. Adică nu se sfârșește lumea peste o săptămână și dacă nu dau un hit acum, gata. Am timp. Deci tu ești tot acolo, gen, bă, eu rămân tot aici, oricum fac tot asta de aici încolo, tot normal. Asta. Și... Nu e un capăt de drum dacă n-ai. Sunt o mulțime de artiști care n-au avut succes și în afară, și în America. Clar. Ce facem? Ne lăsăm de muzică dacă nu prinde o piesă? Și dacă a prins, nu înseamnă că a fost rea. Adică consider că n-am făcut compromisuri în muzică. Dacă n-a prins, poate că n-a fost atât de, pe înțelesul tuturor, de mainstream. Uh-huh. Și atunci eu sunt liniștit în mine că am făcut ceea ce trebuie, dar oamenii n-au simțit-o. Dar prima dată când s-a întâmplat să nu meargă ceva? Îți dai seama că am uitat total. Nu mai știu prima oară când a fost, că și la Morandi, cred. Așa, ca un, ceva să se simtă. Nu, bă, prima oară îți dai seama că nu ești, nefiind obișnuit, te doare un pic. Uh-huh. Că te întrebi, bă, ce nu e în regulă? La un moment dat te răzvrătești, că oamenii, lumea devine, dar de fapt tu ai o problemă, că nu știu să le vorbești pe limba lor. Tu ai rămas destul de pe felia ta, așa să zic, pe genul tău. Da. Nu mi se pare că te-ai abătut de la genul tău prea mult. Mi se pare că e un gen care cumva a evoluat cu timpul și întrebarea mea este, dacă trebuie să îl schimbi, ce faci, îl schimbi? Păi depinde în ce direcție. Acum nu, să te, pun, acum nu o să te pun să cânți o operă. Păi eu l-am schimbat de multe ori, dar vezi că schimbările sunt subtile în sound și într-adevăr oamenii nu prea aud sound-uri. O trapanea, uite, na. Păi pot să produc orice. Nu de produs, hai că de să produs. Cânt... N-aș cânta, mai ales că acum iar m-am apucat de muzică în engleză, n-am obiectivele astea, adică dacă tot, pentru că am lăsat niște piese care nu au avut așa mare succes și m-am gândit, bă, dacă tot îmi îndrept focusul și toată creativitatea mea într-un loc, de ce să vreau o măslină când pot să iau un platou, știi? Și atunci am început să fac chiar piese în engleză și sunt foarte mulțumit de ceea ce este și sunt convins că o să fie bine în următorii ani. Adică pot să produc orice gen și cu plăcere. Nu văd nimic în neregulă să produci o trapanea în condițiile în care ai versurile mișto, sună bine și așa mai departe. Da, eu nu judec niciun gen muzical, Doamne ferește. Adică noi trebuie să facem muzică. Dacă e muzică, atunci e foarte frumos. Uh-huh. Rock, orice. Să cânte, nu mă interesează. Să sune. Să fie artă. Da. Ce te motivează, Randy? În ce domeniu te referi? În general, așa, viața sau... Life, da. Ce te motivează? Life. Ce te face să te ridici din pat dimineața? Că am văzut că te trezești dimineața, nu știu ce s-a întâmplat cu tine. Nu mai pot să dorm, spun sincer. Da? Nu pot să dorm, asta mă face să mă ridic. La câte culci? Băi, în ultima vreme am dormit ca un pensionar pe la 11-11 jumate, așa, pe canapea. Frumos, că nu, și noi suntem... Foarte frumos. Nu, adică ne-ai făcut pensionar, gen pe tot. Știi cum mă ridic? Bă, mă ridic cu o scârbă de pe canapea să mă duc în pat, dar niciodată nu rămân pe canapea, dar mă trezesc și... Nu, n-ai chef să urci scările alea, să te speli, să... Aoleu, e groaznic. Mă motivează... Păi îmi place viața. Îmi place viața. Și cred că e de ajuns, nu?
să trăiești frumos, să te bucuri de fiecare moment, de prieteni, de tot ce ai. Deci ești așa, un... Un tâmpit. Hai, un bine, visător. Ai zis-o tu, na. Da. Nu, mă, cred că sunt un normal, ușor haotic, dar cred că asta e normalitatea. Nu să cauți motive, de ce am motiv eu să trăiesc? Ești în viață, ăsta e motiv. Ești norocos că ești în viață. Miliardele de opțiuni, ai apărut tu. Da. Trăiești acum. Fă ce e mai bun cu asta. Îți pun o întrebare din sat. Ia zi, maică. Ia. Cu dragostea cum stai? Băi, depinde la ce vezi, totul e relativ. Știi? Tot, cu mine trebuie să fie exact. La ce dragoste te referi? La făcut de dragoste? La sentimente? La prima stau bine, la a doua nu prea mai... Ești mofturos. Să zicem, să zicem. Nu, mă, nu. Ideea e că poate că acum 7-8 ani când am rămas eu singur, m-am bucurat prea mult de libertate. Și am pierdut cumva esența asta, știi? Chiar dacă lumea mă consideră un romantic incurabil și am și latura asta. Numai că nu mai scot așa de mult în ultima vreme. Te îndepărtezi de sentimente și cumva cam uiți cum ești, știi? Să investești doar într-o singură persoană, să... Te gândești cu dor, cu entuziasm, cu astea, începe să-ți placă mai mult libertatea și în momentul în care dai de gustul ăla libertății, e nasol. Da, zici tu. E ca și cum... E nasol. Adică nu știu... Mamă, e nasol. E nasol. E nasol, este... Nu, mă, nu, adică vine un moment în care trebuie să-ți dorești și mai mult. Dacă asta nu înseamnă că viața trebuie trăită după clișeu, mașină, apartament, familie, mori. Am înțeles. Știi? Da. Poate să fie mai mult de atât. Numai că, bă, e frumos să ai un copil care te strigă prin casă, tati, 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 în continuu de te stresează și nu mai vrei pleci acasă. E frumos să ai și asta, dar... Da, e nepost, tu nu-ți mai trebuie. Bă, să știi că uneori mă mai strigă, tati, unchiu, da. Dar tot nu sunt ai tăi, tot vrei tu să lași ceva la urmă, poate că e și o chestie de orgoliu până la urmă, că sunt convins că specia se perpetuează și fără copiii noștri. Fii convins că fac arabii câte 7, indienii câte 14. Nu, bro, oricum suntem mulți tare, adică... Foarte mulți. Da, adică... E o chestie de orgoliu, să ai tu ceva al tău, să știi că ai lăsat tu ceva care îți duce povestea mai departe, știi? Da, să nu se... Dar așa nevoie, sunt convins că nu e de copiii noștri. Chiar nu e, adică sunt mulți deja. Care n-au ce mânca. O să te blamezi, oameni, zic, ia uite, băi, Randia, asta nu susține iubirea. Băi, iubire poate să existe și fără să faci copii. Și există. Peste tot în lume, dar oameni buni, gândiți-vă că sunteți 7 miliarde. Da. Oamenii, deja o treime din ei, n-au ce să mănânce. Obiectiv vorbind, chiar nu e nevoie de mai mulți oameni pe pământ. Serios. Da, da. Și ce facem? Păi fă tu. Nu, dacă nu, vrei, treaba ta. Eu m-aș băga cu tine în gașca asta de... Bă, nu e bine, mă, că nu mai ieși. Bă, știi cum e? E ca atunci când dai de gustul de carne de vită, știi? Nu știu, că nu mănânc carne. A. Nu mâncăm, de fapt. Niciunul, mă, nu? Nu. No. Bă, dar ce aveți, mă, sunteți bolnavi? Eu... Nu, din contră. Toți, mă, eu glumesc, eu mai mult de 7 ani, dar nu mănânci nici pește? Mănânc pește, da. Pește și fructe de mare, mă, da. Sunt mănânc, terminat. Mănânc. Deși, da, e, deci se poate și fără carne. Te-au crezut ăștia care te urmăresc? Oamenii ăștia, Doamne, iertați-mă. O parte dintre ei, da, o parte dintre ei nu. Oricum, eu cred că planeta se duce înspre direcție. Tu îți dai seama că în 2021 mă mai întreabă oamenii, dar de unde ți-ai proteina? Da, da, da. Bă, tu ești sănătos? Păi da, vaca aia ia proteina din iarbă și tu iei proteine procesate de la ea. Proteina da. E aia pe care o vezi tu, aia verde. De acolo o luăm toți. Da, trebuie să se informeze, e păcat. Clar, clar. E, te îmbătrânești, adică tu când mi-ai zis că ai 37 de ani, sunt sincer cu tine, da? Am zis, bă, du-te de aici. Du-te, drag. Bă, du-te de trebuie aici. Trebuie să zici, bă, du-te, drag. Eu ziceam că ai undeva la 30. Băi, acum nu cred că e doar părerea mea, nu fiți, chiar nu... Mamă, n-am destul de mulți bani la mine să vă dau la toți, vă rog. Nu, stai niște, poți să-mi dai doar mie. Ok, îmi pare să după aia. Ideea e că nu e vorba numai de mâncare, și de mâncare, și de sport, bineînțeles, dar bă, dar și de o gândire sănătoasă. Oamenii care au probleme, care au stres, bă, le ies toate problemele alea pe față și pe corp. Îi vezi că sunt chinuiți, știi? Da.
Și oamenii care trăiesc bine și nu sunt stresați, băi, cam vezi că sunt relaxați de clar. Pe față, știi? Nu știu dacă sunt atât de relaxat, dar sunt cumva fericit. Am o fericire senilă, probabil, dar... Mișto. Da, da, super. Tare. Păi asta te face la 37, arăți ca la 30, which da. Is perfect, ce să zic acum. Băi, am făcut sport mult. Da? De când? Din totdeauna. Din liceu, cred. Ah, deci faci... Da. Și nu m-am lăsat, adică de vreo 10 ani eu fac zilnic. Nu contează că sunt obosit, că sunt nedormit, nemâncat, nu știu, corpul meu s-a obișnuit să dea randament în orice situație. Am văzut că faci prin casă, ți-ai pus. Păi doar nimic. În casă se poate acum. Da. Dar nu mă mai întorc la sală, să știi. Nu? Nu. Degeaba mă aștept, nu mă mai întorc. Pentru că am realizat că pot să fac treaba. Adică nu sunt genul care să fie motivat de femeile din sală sau de ăia care sunt mai musculoși sau așa. Eu nu mă uitam la nimeni, îmi puneam căștile și n-am nevoie de motivație. Vorba aia, ai stat cu ochelari 4 ani. Da, da. Chiar cum era să mă duc cu ochelari de... Nu avem nevoie de motivație exterioară și sunt și mai comod, nu mai pierd timp pe drum, pe dușuri, pe discuții inutile cu oamenii de acolo care, na, mai vorbesc cu tine și trebuie să fii drăguț și nici nu mă plictisesc. Deci îmi pun un film care îmi place și stau 3 ore dacă e nevoie, știi? La sală ai tras, ai plecat, la revedere. Asta zic. Dacă ar fi să schimbi un singur lucru la tine, ce ai schimba? Dăm ceva deep, te rog. Nu, dăm ce vrei tu. Da, mă, aș face mai înalt. Da? Îți dai seama ce superficial sunt toate discuțiile astea. E ok, te înțeleg. Deci am stricat tot ce am construit până acum în interviul ăsta. Nu, te înțeleg perfect, stai liniștit. Am zis și eu așa, îți dai seama că aș face, cred că m-aș face mai deștept în primul rând. Să înțeleg și eu mai multe lucruri, pentru că sunt multe chestii pe care nu le înțeleg și mi-ar plăcea. Sau să am o memorie mai bună. Nu, memorie, gata. Mm-hmm. Memorie. Bă, aș vrea să rețin tot. Mișto. Eu cred tot ce citesc. Eu cred că o să ajungem la varianta de stick. Ce tu? Îți bagi un stick în... Da, da. Și mergi cu stick-ul așa pe stradă. La ce te referi tu? Cred că te referi la un transfer de... Da, clar, nu la stick băgat în cap. Da, chiar ieri vorbeam cu cineva și i-am spus, gândește-te că au reușit să mă apeze, pentru că doar așa se poate face un transfer de... informații, conștiință, cum vrei tu să... Au reușit să mă apeze 1% din creierul unui șobolan. Mai durează 20 de ani, cel puțin, da, să prindem. Înceapă cu oameni. Da, prindem. Da, dar vrei să prinzi? Băi, știi că erau filmele alea în care se stochează conștiința și ai văzut Altered Carbon? Da. Și mai este încă unul, am uitat cum se cheamă. Tot despre... Și vorbește, știi, cu calculatorul. Da, mă, știu, dar... Cumva nu-mi doresc să demonstreze că nu există conștiință, pentru că asta ar fi o dovadă clară că nu există, domne, spirit și nici conștiință. În momentul în care îți transferă niște date, o informație, atâta ești. Și cumva... E cam tricky. Mai bine trăiesc în corpul ăsta 200 de ani decât să mă trezesc într-un corp de femeie, că n-am avut bani să-mi iau alt corp și mi-am dat un corp de 74 de ani. Și mă uit în oglindă și văd o babă ridată și nu vreau așa. Da. Mai bine să șterge tot și dacă iei de la capăt fără să știi nimic. Da, și așa. Mai simplu. Două cărți pe care le recomand, că am văzut că citești. Mamă, dar nu știu autorul. Citesc acum Homo Deus de Yuval Harari. Nu știu, scuzați-mă, că nu mă fascinează, efectiv. Și aș recomanda... Antropologie. Da. E și Homo Sapiens și cred că e și Homo Deus. În prima carte se tratează mai mult subiectele astea cu religia și altele. Pe care nu am, cartea asta nu am citit-o, dar mi-a spus un prieten că intră mai deep în asta și în asta, de fapt, niște predicții despre viitor, în funcție de ce a fost în trecut. Și le-aș recomanda cu toată încrederea, puterea, nu puterea prezentului, puterea umbrei. Sau, doamne, sper să nu fac o confuzie. În care vorbește despre latura întunecată a fiecărui om și despre felul în care noi ne negăm și în felul ăsta îi dăm putere, știi? Important e să ne acceptăm și puterea se va diminua în timp, știi? Dacă suntem așa, nu, eu nu sunt așa, nu sunt așa, o să fii din ce în ce mai mult în felul ăla. Da. Bine ați venit la discuții cu doctora, psiholog Andrei Ropcea, nu Cristian. Tu ascultai, mă? Nu cred că ascultai, nu știu ce vârstă ai, dar... 27. N-ascultai.
Era la radio doctor Andrei Cristian și vorbea despre relații. Îl știu, îl știu. Avea o voce de asta, mă, eram fascinat, ascultam tot felul de probleme și Maria de la Călăraș îmi spune că nu se mai înțelege cu iubitul ei pentru că iubitul ei vrea să facă sex de la alalt și ea, mă rog. Era la Kiss FM, dacă nu mă înșel, era o emisiune din asta seara, pe la 12 sau ceva de genul, cred, în care să luau, da, apeluri. Da, mă, da. Aia o ascultam. Da, bă, mă, o ascultam. Da, și el vorbea tot felul de, în principiu sunau adolescenții și se plângeau de relațiile lor și avea o voce așa caldă, orice vorbea era bine. Fii atent, exercițiu de imaginație. Da. Imaginează-ți, acum apelăm la ce n-ai, dacă așa. Imaginează-ți un banner mare așa, că toată clădirea asta de afară, cum ai văzut tu, pe care... Mine nod. Cu tine nu cu tine, dacă asta e fetișul tău, nu știu. Poți să accesezi și varianta. Poți să accesezi și varianta asta, fii atent. Deci un banner mare rău de tot, dacă toată casa asta, ai posibilitatea să-l pui la Victoriei, acolo în mijloc, în centru, în intersecție, aia, să-l vadă toată lumea. Ce scrii sau ce pui pe bannerul respectiv, acum că vrei să te pui pe tine nud, na, partea a doua. Ce scrii pe bannerul respectiv, lăsând gluma la o parte? Păi dacă vrei să lași gluma la o parte, îmi reduci mult din comunicare. Sau dacă vrei, ce ai scrie tu pe bannerul ăsta? Ce ai scrie? Bă, ca să prindă cultura și la oamenii ceilalți, on the other side, aș spune, cine nu citește o carte, mă, stai curvă. Pentru că nu poți altfel să-i faci să citească sau, nu știu, să-i minți cumva. Cred că asta e cea mai mare problemă din lume. Da. Lipsa de cultură creează monștri, proștii devin monștri în timp. Pentru că ai impresia că un om prost n-are conștiință de multe ori sau sentiment, că el nu înțelege că face rău, știi? Uh-huh. De aceea, deci, ce nu citește, mă, să ai curvă. Și dacă ar fi o variantă mai academică? Cine nu citește o carte, mă, să este târfă? Nu știu. Perfect. E mai bine. Nobelul, aduceți Nobelul. Mulțumesc mult. Acum, în încheiere, Randy, dacă ar fi să rezumăm toată discuția noastră la o singură idee pe care oamenii să o țină minte, în afară de banner. Păi și banner are o somnță de adevăr. Are, da. Nu lăsați mamele voastre să devină ceea ce nu sunt din cauza inculturii voastre. Cred că aș rămâne la cultură totuși și la căutarea de mai mult, la dezvoltarea personală. Nu mai e la modă, nu că nu mai e la modă, Doamne, o să mă calce în picioare Cărtărescu și alții. Bine, că au auzit de mine. Citiți cărți despre voi, oameni buni. Că cărțile de dezvoltare personală sunt despre noi, despre felul în care putem să fim noi mai buni, să înțelegem lumea și pe noi și să fim o parte din întregul ăsta pe care îl cam distruge în ultima perioadă, că nu ne mai pasă. Da. Reciclăm, dar nu reciclăm, ne pasă, dar nu ne pasă, până și mama. Știi că la reciclare e faza asta cu pune ambalajul, dar spală-l. Jumătate din ambalajele de la ai mei erau aruncate în coșul celălalt. Și ce faci? Melele să le spăl. Spală-le, frate, că murim toți, ne sufocăm, se topesc ghețare, vin bacteriile. Știi? Deci, hai să ne simțim parte din întregul ăsta și să realizăm că nu suntem de capul nostru și că ce facem noi aici îi poate afecta și pe aia din China și din Singapore și din America și așa mai departe. Și pe aia din viitor. Mai ales copiii nenăscuți. Da. Ca să zic așa. Băi, Randy, nu te mai întreb unde te găsește lumea, că lumea știe unde să te găsească. Unde? Și pe Instagram și pe YouTube și așa mai departe. Acum nu dăm adresa ta de acasă. Îți mulțumesc pentru discuția asta, a fost și fun și deep și a avut toate nebuniile și mersi că faci parte dintre cei care vor să lase lumea un loc mai bun decât au găsit-o. Mulțumesc și eu că m-ai invitat. Mersi încă o dată.